Salutare dragile mele și dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, mă bucur tare mult că sunteți din nou aici. În primul rând, un mare la mulți ani pentru cei care nu au văzut precedentul meu videoclip, cel cu ultimele 24 de ore din 2021 și pentru că suntem încă în perioada de început de an, mă bucur să vă spun la mulți ani și să vă doresc un an nou cât mai bun, plin de bucurii, de sănătate, de împliniri, multe dorințe îndeplinite, ceea ce îmi doresc și mie de altfel. Așadar, pentru prima sâmbătă a anului, de fapt, mă rog, prima sâmbătă a fost 1 ianuarie, dar atunci a fost o sâmbătă mai specială, pentru începutul de an, am pentru voi un videoclip așa de entertainment, fără pretenții culturale. Este vorba despre colecția mea de poșete din 2022, adică poșetele pe care le am eu în acest moment și pe care le port și pe care o să le port de-a lungul întregului an 2022. N-aș vrea să credeți că sunt o colecționară în sensul strict al cuvântului de poșete, pentru că în primul rând că îmi doresc să reduc cât mai mult consumul de obiecte în general, dar acestea pe care vi le arăt astăzi sunt poșete pe care fie mi le-am cumpărat, fie că le-am primit de-a lungul timpului, sunt poșete pe care le am de ani de zile și care s-au dovedit a fi niște piese clasice, care cu siguranță încă mai au o viață foarte lungă și o să le pot purta mult timp de acum încolo. Așa că m-am gândit că poate ar fi un subiect drăguț, așa să vă relaxați un pic alături de mine. Dacă vă plac poșetele și dacă vă place cum vorbesc eu, cred că este un videoclip perfect așa pentru o sâmbătă relaxantă. Nu vreau să lungesc vorba foarte mult, haideți să vă arăt despre ce poșete este vorba pe care eu le folosesc acum și de care sunt în general foarte încântată. O să le iau în ordinea a cât de des le folosesc eu și o să încep cu un rucsăcel, de fapt. Nu este chiar o poșetă, este un rucsac, dar pe care eu îl folosesc pe post de poșetă. Este de la Laura Maxim. Dacă mă urmăriți pe Instagram, ceea ce vă recomand să faceți, mă găsiți acolo Cristina Cioabă Simplu. Vă las un link în descrierea videoclipului, chiar sub ecran. Puteți să vă uitați și să intrați, să-mi dați un follow și acolo. Pe acesta l-am, nici mai știu, cred că l-am primit de fapt, într-adevăr mi l-am dorit, mi-a plăcut foarte mult și mama acum 2 ani, mi se pare că mi-a alocat bugetul de ziua mea, astfel încât să-mi cumpăr acest rucsăcel. Este un rucsac integral din piele, de foarte bună calitate după părerea mea, pentru că l-am purtat aproape zilnic deja de vreo 2 ani, poate cu mici pauze pe perioada verii, când îmi iau poșețele din astea mai micuțe, nici nu port așa de multe lucruri în timpul verii. Iar acesta s-a dovedit un obiect extrem de util și frumos din punct de vedere estetic, mi se pare mie. E într-o piele destul de groasă așa, dar în același timp nu stă bățos complet. Îmi place, uitați, un pic s-a deformat aici în partea de jos. Acum în funcție și de cum îl țin pe scaun în momentul în care nu-l folosesc și acum era pe scaun și a rămas un pic în forma asta. Dar, în general, e un obiect care s-a păstrat foarte, foarte bine și de care sunt foarte încântată. Poate o idee mi-ar fi plăcut să fie mai mare, pentru că, de exemplu, atunci când iau mânușile fetelor sau căciulile fetelor la noi, când mergem pe afară să nu le fie frig, mi se pare că cam trebuie să-l burdușesc așa. Deci poate un pic mi-ar fi plăcut să fie mai mare, dar pentru o persoană care poate nu are 2 copii și nu are de cărat atâtea lucruri când merge undeva, e foarte, foarte nimerit. Inclusiv partea de fermoare se mișcă foarte ușor, nici nu a fost nevoie până acum să le fac ceva special. Uitați cum are cele 2 bretele la spate și cum arată catarama după 2 ani de purtare. Practic sunt impecabile. O singură chestie s-a întâmplat. Vopseaua s-a dus un pic de pe partea asta de cusătură, deci din dreptul fermoarelor. Nu știu dacă focalizează camera. Și poate un pic aici pe cănăcei ăștia de la fermoare, dar în rest chiar foarte, foarte bun. Și sincer, cred că mai merge 2 ani liniștit de acum încolo. Dacă reușesc și să-l curăț un pic și să-i dau așa un pic de refresh, cred că este chiar un rucsac care mă va ține foarte, foarte mult. Acum tot de la Laura Maxim, așa s-a nimerit că am 3 poșete, 3 obiecte de la Laura Maxim, dar într-adevăr are niște obiecte de foarte mare calitate, niște piese de maroclinerie foarte, foarte, foarte bune. Din câte țin minte, mie mi se pare că la Andra Udrea am văzut prima dată rucsacul ei, are un rucsac tot culoarea asta, cumva așa gris, mi se pare. Și parcă i-am arătat mamei, mama știa deja de el, este vorba despre Ioana Moldovanu și are un canal de YouTube, dacă nu o știați cumva, vă las un link către canalul ei tot în descriere, să vă uitați și la canalul ei. Și aceasta este o poșetă pe care am primit-o, mi se pare că tot de ziua mea, deși am primit-o într-o lună de august, în vara anului 2020 de la mama.
Uitați cât de frumoasă este. Laura Maxim are pe site-ul ei diverse culori pentru modelul ăsta. Are mai, nu are foarte multe modele și modelele sunt diverse culori, dar mie îmi plac toate care sunt acolo pe site. Și să știți că nu e vreo colaborare cu Laura Maxim acum, pur și simplu sunt poșete pe care eu le folosesc și care îmi plac foarte mult. E o poșetă cu o cataramă din aceea pe care apeși un pic și se desface. Foarte important, eu în momentul în care le țin în dulap, le umplu cu, fie cu pungile acelea cu aer, fie cu hârtie, să își păstreze forma. Așa mi se pare că țin cel mai bine poșetele, trebuie să le țin dulap umplute, astfel încât pielea să rămână întinsă frumos, să nu se schimonosească acolo și să nu mai arate nicicum. Asta e o poșetă neutră, după cum vedeți, poți să o porți liniștit și vara și în toate anotimpurile, de fapt, și toamna și iarna. Este destul de încăpătoare, o poșetă medie, cu bareta asta foarte faină, așa pe care poți să o dai jos dacă vrei să o porți de mâner. Și singurul indiciu că este Laura Maxim e practic logo-ul ăsta imprimat aici, cu argintiu pe ea. Uitați cum are și fundul, e un fund din acela mai tare al poșetei. Arată foarte bine și e un obiect așa care se vede că e ca lumea. Deci, practic, mai fac destul de des schimb între rucsăcel și poșeta aceasta. Și, după cum vedeți, merge și mai elegant așa și mai puțin elegant dacă, de exemplu, ești în bluș și un tricou alb. Merge foarte bine și poate fi purtată și peste o fustiță cu o cămășuță sau ceva de genul ăsta. Acum o să vă arăt poșeta pe care v-am arătat-o și în videoclipul precedent, cel de care vă ziceam cu ultimele 24 de ore din 2021. Este vorba despre o poșetă Musette. Este prima și singura mea poșetă Musette. Nu, mi-am mai cumpărat una pe care am vândut-o de fapt, n-am prea purtat-o și am dat-o. Pe aceasta mi-am cumpărat-o de pe OLX, este SH, dar după părerea mea, în momentul în care găsești un obiect care știi sigur că va fi un clasic cumva și pe care îl vei purta de foarte multe ori și se află în stare bună, nu am absolut nicio reținere să cumpăr ceva SH și m-aș bucura să faceți și voi același lucru, pentru că pur și simplu mai domolim din avântul ăsta al cumpărăturilor tot timpul, al consumerismului și al resurselor planetei pe care le folosim constant și continuu. Așa că chiar recomand odată să cumpărăm mai puțin și când cumpărăm să ne orientăm și către SH-uri. Deci uitați cum este poșeta asta, e o poșetă de mărime medie, cu niște modele așa cu sute pe ea, cu lanț, partea de sus a lanțului are o baretă de piele cu logo-ul Musette și cu catarama asta galbenă. Mi-a plăcut atât de mult când am văzut-o, în 2014, când am fost cu Vlad, am fost în Austria și eram cu geaca mea neagră, am o geacă neagră de la Mango, tot așa de 10 ani cumpărată, deci din 2013, de 9 ani. Țin minte că mi-am cumpărat-o în momentul în care am început să mă întâlnesc cu Vlad, de-aia am reperul așa de clar în minte. Și mi-am cumpărat și o poșetă foarte, foarte asemănătoare cu asta de la Mango. Din păcate nu era de piele și după vreo 2-3 ani de purtare a început să se degradeze destul de tare. Asta este dezavantajul pielii ecologice, deși mi se pare că din punct de vedere vizual și așa estetic nu se vede de multe ori, dacă e o piele ecologică de calitate, nu se vede nicio diferență între pielea naturală și pielea ecologică, dar se degradează mult mai tare și mult mai repede decât pielea naturală. Pielea naturală, dacă o întreții, practic poți să ai obiectele astea de maroquinerie o viață întreagă. Așa că mi-am dorit să-mi cumpăr din nou o poșetă de genul ăsta, pentru că și accesoriile de la geacă am o cureluș așa în jurul taliei și fermoarele și așa cu auriu și arăta foarte bine, inclusiv în poze și mă simțeam așa bine cu ea. Uneori ai câte un obiect din ăsta cu care te simți mai bine. Și am decis să-mi o cumpăr pe asta ca pentru a înlocui pe aia și vă zic, de mult timp îmi căutam o poșetă de genul ăsta, așa că am fost foarte, foarte încântată că am găsit-o. O tipă din Constanța mi-a trimis-o. Ce nu-mi place la ea, și asta pățeam și la poșeta de la Mango, fermoarul este cumva tare și un pic zgârii. Iarna mi se întâmplă că dacă mi sunt un pic uscate mâinile și nu am mânuși și bag mâna în poșetă sau, de exemplu, chiar la geaca asta de care vă spuneam, are fermoarele tot așa aurii, mă zgâriu pe mână. Probabil că și pielea e mult mai sensibilă în momentul în care este uscată și atunci, na, o simți așa, o simți că te zgârie și te pișcă cumva, eu așa pățesc. Da, și îmi plac și accesoriile astea de pe margine, așa, capetele astea de ceva animal, nici nu știu exact ce sunt. Dar foarte fain, foarte fain mi se pare și sunt foarte încântată de ea. Din nou, a fost o achiziție, am văzut-o pe OLX și am zis mamei mele că, vai, i-am și trimis link cu ce poșetă faină și așa.
Și zice, oricum vreau să-ți dau niște bani de ziua ta, ia-ți-o liniștit. A fost 250 de lei, dar mi se pare că a meritat prețul pentru că o poșetă la Musette, chiar la reducere genul ăsta de poșetă, este 400 de lei, cam așa. Și la 250 de lei îți convinsă că o suport de foarte multe ori și atunci, efectiv, acel cost per wear, costul pe purtare, va fi foarte mic și și-a meritat banii complet. Cineva m-a întrebat cum fac să caut pe OLX, pentru că de multe ori mi-am cumpărat lucruri foarte frumoase. Ar merita un videoclip dedicat cumpărăturilor de pe OLX, pentru că, într-adevăr, de multe ori am găsit comori acolo, inclusiv acel paltonaș roz cu care am fost și la Revelion din Cașmir, Ted Baker, un paltonaș din acela costă cam 12 milioane, cam pe acolo e prețul și se fac la Focșani și pe unde mai facem noi textile, că în România se fac foarte multe haine faine din astea de branduri super cunoscute și de calitate. Și pe asta l-a primit cineva, prin cineva de acolo, nu i-a fost bun și atunci l-a vândut cu 100 de lei pe OLX, nou-nouț, absolut superb. Cei drept nu are accesoriile Ted Baker pe el, dar l-am recunoscut pentru că știu brandul și le urmăresc așa un pic să văd ce mai pun la vânzare. Da, deci cu OLX-ul îmi efectiv caut ceea ce îmi doresc și îmi setez la favorite căutările respective. Și atunci când apare câte un anunț nou, văd ce a apărut și mă uit odată la câteva zile, efectiv mi se pare așa relaxant, ca și cum stau pe Facebook, pe social media, mă uit să văd ce mai apare pe OLX. Și de exemplu am poșetă Musette, și văd totdeauna ce apare nou. Am cizme de piele numărul 41, dar cizme piele 41 scris practic, așa simplu, ca să fie mai ușor site-ului să caute. Mai am, nu știu, mi-am pus și pentru imobiliare, apartament cu 4 camere, București, ceva de genul ăsta. Deci poți să faci căutări de gen de așa cu ce-ți dorești și îți apar anunțurile noi. Dar să revenim. Dacă cumva vă interesează un videoclip despre cumpărăturile second hand și cum fac eu căutările pe internet și pe OLX, îmi spuneți că pot eu să fac și un videoclip de genul ăsta. Haideți să mergem mai departe cu poșetele, că iar am făcut o paranteză care s-a lungit destul de tare. Rămân tot în sfera poșetelor negre și tot cu lanț. De data asta e din nou o poșetă pe care mi-am cumpărat-o de ziua mea și pe care vă spun sincer o port destul de rar, așa mai mult la ocazii. Ultima dată am luat-o când am fost la teatru cu Vlad acum vreo lună, două cred că erau fetele plecate cu la Alexandria, mi se pare. Este o poșetă din aceasta mai boxy așa. De pe site-ul Fifth Element, The Fifth Element, au niște poșete foarte faine, foarte de calitate și pantofi foarte fain și tot de ziua mea în 2019 mi-am cumpărat-o, chiar în anul în care m-am întors la serviciu. Mi-am dorit-o foarte mult, îmi place și o iau așa când merg la teatru, când mai merg la un restaurant. Mi se pare că o poșetă nu e o poșetă de zi cu zi și nici o poșetă de business, cel puțin în mediul în care învârt eu de business, așa, dar mi se pare foarte frumoasă și îmi place tare mult, tot așa o țin plină și îți încape în ea, pentru că deși este destul de îngustă, este înaltă și îmi încape în portofel, un porfard, ce mai am nevoie. Este genul de închizătoare, maica mea parcă mi-a scris gen Chanel, dintr-o parte se deschide și așa. Cu o piele așa embosată, foarte, foarte frumoasă. Le urmăresc în general la promoțiile, au parcă și pe asta, am luat-o la promoție, era vreo 350 de lei a fost, de la 500 redusă și uitați, după ani de zile o țin cel drept în săculeț, nu o las la aer și la praf așa și s-a păstrat foarte, foarte bine. Revin la Laura Maxim, uitați ce poșetă frumoasă am și ce culoare superbă are. Am primit-o pe aceasta de la prietena mea, Andra Udrea. A fost foarte drăguță. V-am arătat-o și pe asta în videoclipul acela cu ultimele 24 de ore din 2021. E o poșetă absolut superbă. Deci una dintre culorile mele preferate și uitați ce bine îmi stă cu ea. Cu culoarea asta, în general, îmi stă foarte bine. Am avut și o geacă la un moment dat, care era exact culoarea asta și îmi pare rău pentru că am spălat-o la temperatură prea mare și s-a stricat, o geacă de la Mango. Dar dacă vă uitați la detaliile acestei poșete, uitați și mânerul acesta cât este de frumos împletit și pielea cum se simte și toate, inclusiv accesoriul ăsta cu emul ăsta de aici, cât de bine arată. Este o poșetă superbă. Mi-a plăcut atât de mult. Clar, nu era un cadou la care mă așteptam și care cred că l-am meritat, dar m-am bucurat foarte tare când am primit-o. Uitați și la cataranul cât de bine arată. Așa, cachiul acesta cu accesoriile aurii foarte bine, foarte bine se potrivește. Acum vreau să vă mai arăt trei poșete pe care le port vara. Două dintre ele sunt de piele și una de rafie, oare se numește? Nici nu mai știu exact cum se numește materialul acela, dar vă arăt imediat. Asta este o poșetă pe care mama mi-a cumpărat-o cadou la un moment dat, când am plecat în Muntenegru, în vacanță.
I-am tot spus că mi-ar trebui o poșetă așa mai de vară de piele, în culoare mai neutră și ea s-a gândit să-mi o cumpere pe aceasta de pe Epantof Țimte Calvato. Este evident o imitație, o reinterpretare a clasicelor poșete Chloe cu acest cerc de metal. Știți poșeta aia care are așa un cerculeț? Mi se pare că Andrea Balaban are una, parcă pe la ea am mai văzut-o. Și e o poșetă dintr-o piele camel, așa, foarte încăpătoare și bună pentru când mergi în excursii. Pe aceasta nici măcar n-a fost nevoie să o umplu cu ceva pentru că are ea o formă așa mai boxy și este mai tare. Și o poșetă gen poștaș, o port, sunt foarte încântată de ea și se vede că am și purtat-o. Dar tot așa are o viață foarte lungă. Și ultima poșetă din piele pe care vreau să vă arăt, după cum se vede, are lanț auriu. Se pare că mă pasionează acest lucru, într-adevăr. Nu mi-am dat seama când le-am cumpărat, dar acum că filmez și vi le arăt, mi-am dat seama de propria mea pasiune. Este o geantă la care i-am și făcut un unboxing la momentul în care mi-am cumpărat-o. Nu mai țin minte cum se numește, o să caut în videoclipurile mele, eventual să vă las aici pe ecran un link către unboxing-ul de la momentul respectiv. Este o geantă care nici nu știți cât de frumos arată, mai ales când ești îmbrăcată cu alb. Iese în evidență, este destul de măricică așa și într-adevăr e ceva foarte deosebit. 350 de lei am dat pe asta, țin minte că mi s-a părut foarte mult la momentul respectiv. Dar după cum vedeți, o am de ani de zile și încă o port și încă sunt foarte mulțumită de ea și îmi place în continuare. Deci, într-adevăr, chiar dacă dai mai mult pe un lucru, important e să-ți facă plăcere, să-ți placă cum arăți cu el și deci se merită efectiv investiția și chiar dacă e cu strângere de inimă când la momentul în care dai banii, are o viață lungă și își merită investiția. Și acum asta a treia de care vă ziceam, pe care am purtat-o foarte mult, tot așa vara, mi se pare că arată așa de bine, este o poșetă, mama parcă a cumpărat-o de pe ceva site din acela din China, nu mai țin minte exact povestea ei, țin minte că îi ziceam la mama că este o poșetă clasică, tot așa, de vară și că o să mă țină o viață, dar avea dreptate mama că poșetele de genul ăsta nu țin chiar atât de mult pentru că se mai strică, mai ales partea asta de jos, nefiind un material foarte rezistent. Uite, chiar am un lapsus, nu mai țin de ce material e, dar e o poșetă rotundă și știu când am mai pus câteva poze cu ea, ați fost foarte încântate și m-a tot întrebat ce poșetă ești, de unde. Dar arată bine, totuși se ține bine după câțiva ani de purtare. Nici măcar mânerele astea nu sunt de piele, deci nu mă aștept să mă țină foarte mult. Dar, oricum, o poșetă de genul ăsta e 80-100 de lei, deci pot să o înlocuiesc la un moment dat. Și acum o să finalizez videoclipul arătându-vă ce plicuri am eu pentru ocazii speciale. Le-am luat ca atare, așa le țin în dulap, într-o punguță, nu am foarte multe. Odată am un plic negru cu o fundiță. Este o poșetă banală, o poșețică banală, cu de la Debenhams am luat-o pe vremea când Debenhams, se zice în engleză, mi se pare, mai exista încă în România. Nu mai țin minte dacă au redeschis sau nu, dar în orice caz mi-am luat-o înainte să am copii, de foarte mult timp. Și este tot așa o clasică, văd că nu se vede chiar așa de bine, uitați așa. E o clasică pe care o iau atunci când merg la nunți sau la evenimente și îmi trebuie ceva negru. Scuzați faptul că nu am manicura făcută, dar nu mai vreau să deschid subiectul ăsta, că dacă mă duc la manicură nu apuc să fac altceva, ce drept au fost fetele plecate, dar m-am uitat, de exemplu, la filme, am citit, nu am mai avut chef. Mi-a făcut părul meu, m-am vopsit pe rădăcini, măcar atât am reușit să fac, dar că se și vede un pic că parcă mie mi-e mai pleoștit așa, nu stă așa cu volum ca de obicei. Dar, mă rog, sper să mă iertați pentru aceste mici scăpări, pentru că știu că pe YouTube arată atât de bine unghiile făcute și am văzut și la mine când filmez și îmi strălucesc așa unghiile în cameră, arată bine. Mai am poșetuța asta, de fapt e un portofel din acelea mai mare de la Guess, primit de la șefa mea în 2012 sau 2013, parcă atunci l-am primit. Foarte rar l-am purtat, ce-i drept, dar nici nu mă îndur să-l dau sau să-l fac cadou altcuiva, pentru că îmi place foarte mult și sper că la un moment dat să-i găsesc utilizarea cumva. Este prea mare de portofel și este prea mic de poșetă, asta e problema lui, dar îmi place foarte mult așa cum arată din punct de vedere estetic. Chiar e frumos, de că își schimbă camera culoarea. Și ultimul obiect pe care vreau să vi-l arăt, ultima mea poșetuță, este plicul pe care l-am folosit la nunta cu Vlad în 2016, deci chiar când am avut nunta și petrecerea cea mare și pe care l-am mai luat de multe ori de atunci, un plic din acesta boxy pe care mi l-am cumpărat de la Melimelo, pare mi se, la momentul respectiv,
Da, că văd că are și eticheta Amelie Mălău în interior. Are și lanț, lanț argintiu de data aceasta. Uitați cum este. Și, practic, din textil făcut cu un cadru metalic, exact ca o cutiuță arată. După cum se vede, are foarte multe pietricele din astea decorative, dar dacă observați, una dintre ele este căzută, dar nu cred că o să se observă prea tare. Dacă n-ați observat-o încă, nu se observă nici când o porți. Vă arăt eu acum, uitați-o aici, nu mai are pietricică. Și nu am găsit-o, nu știu dacă am pierdut-o eu sau așa am cumpărat, nu mai mi-aduc aminte, dar în orice caz n-am observat și nici nu cred că se observă prea tare. Și acest pliculeț, fiind așa, tot așa în culoare neutră, poți să-l iei aproape cu orice rochie, se potrivește și arată foarte bine și drăguț așa. Dar încap foarte puțin în el. Dacă am luat telefonul și un ruj, altceva nu mai încape și fiind așa gen cutiuță, nu am cum să bag mai mult acolo, să burdușesc. Astea au fost poșetele pe care am vrut să vi le arăt. Sper că v-a făcut plăcere videoclipul, că ați găsit inspirație. Vedeți că vă las ceva linkuri în descriere, poate găsesc modele asemănătoare pe net. Oricum, către Fifth Element, către Laura Maxim vreau să vă las și să văd poate către e-pantofi la modele asemănătoare. În rest, vreau să vă invit, ca de obicei, să mă urmăriți pe pagina de Facebook, Cristina Cioabă, Fata Norocoasă, mă găsiți și acolo. Urmează un concurs foarte, foarte fain, sâmbătă viitoare, urmăriți-mi canalul de YouTube, pentru că o să postez un videoclip despre ochelari, lentile de contact și experiența mea cu ele. De mult timp aveam în minte să-l fac și de data asta o să avem și o colaborare cu un concurs foarte, foarte fain. Concursul se va desfășura pe Facebook, dar vreau să vă dau așa un pic de heads up înainte să public, ca să știți despre ce e vorba. Și să mă urmăriți și acolo și, bineînțeles, pe contul de Instagram, Cristina Cioabă. Vă spun sincer că anul acesta mi-ar plăcea foarte mult să-mi cresc acel cont de Instagram, să postez și acolo pentru că este relativ mai simplu de postat decât pe YouTube. Filmez, încarc, nu mai stau să editez neapărat și așa. Și o să încerc să postez mai des și așa de prin viața mea. Am văzut că Instagram-ul e o platformă care merge destul de bine în ultimul timp. Dacă cumva vă gândiți dacă mă apuc de TikTok, să știți că nu o să mă apuc de TikTok. Vreau să stau departe, nu mai am timp și nici nu mai am răbdare și nici chef. Am intrat așa un pic pe TikTok la un moment dat. Nu mi-am făcut eu cont, soțul meu și-a făcut. Și mi se pare chiar o formă foarte, foarte rapidă, scurtă, așa de entertainment. Nu mă atrage neapărat. Chiar vorbeam cu Andra Udrea că platforma mea preferată rămâne în continuare YouTube-ul și parcă aici mă simt cel mai bine să vorbesc și să împărtășesc experiențele mele, să fac vloguri, să vă răspund la comentarii. Asta îmi place cel mai mult, dar vreau să mă apropiu așa încet, încet și de Instagram. Bine, o să închei aici. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Bineînțeles, dacă nu sunteți încă abonați la canalul meu, vă invit să o faceți. Și cu asta o să închei. Vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine sâmbătă viitoare. Vă pup! Ceau!